Aerul a fost de-a dreptul irrespirabil în zona de nord a capitalei, unde un miros greu a acoperit întreaga zonă. Speriați, mulți bucureșteni au încercat să afle de la Garda de Mediu și din aplicațiile care măsoară calitatea aerului ce se întâmplă. E un pic mai greu de respirat. Pe mine mă obosește. Când am ieșit din casă și fac câțiva pași, deja sunt obosit. Și aerul? E la fel. La fel, bineînțeles. Adică greu sau cum? Greu. Apăsător. De la noxe, de la mașini, de la ce să fie? Foarte multe mașini. Cum e când trageți aer în piept? Nu e ca cel care de obicei îl respirăm când nu e atâta trafic. O aplicație ce măsoară calitatea aerului ne indică faptul că cel mai poluat aer din București este aici, pe strada Polonă, culmea chiar în zona centrală a capitalei. Aplicația ne indică un nivel de poluare de 102, extrem de mare, cel mai mare din capitală, și sugerează faptul că le poate crea probleme celor care au afecțiuni respiratorii. De cele mai multe ori, mirosul greu vine de la depozitele ilegale pentru deșeuri. Acum, inspectorii de la Garda de Mediu spun că îi pândesc pe cei care ard ilegal gunoiul pentru a-i sancționa. Am identificat în cursul lunii februarie 212 asemenea locații. 212 locații în doar 30 de zile. Suma totală a amenzilor depășește 300.000 de lei. Am surprins în același timp, în flagrant, de foarte multe ori, persoane, mijloace de transport care depozitau deșeuri în zone nepermise. Am confiscat 7 mijloace de transport, unele dintre ele chiar de 10.000 de euro. Avem 12 echipe la nivelul Bucureștiului la Garda de Mediu, care împreună cu poliția locală fac aceste monitorizări. Câteodată se stă chiar la pândă. La începutul anului, inspectorii de la Garda de Mediu au pus poluarea din București pe seama temperaturilor scăzute, dar și a cadrului atmosferic care împiedică dispersia poluantă.